Festivalul de film documentar Farad, ediția a doua, a debutat aseară cu filmul Primarul chinez, o producție chineză în regia lui Hao Zhu. Filmul urmărește povestea noului primar al orașului Datong, care dorește să transforme vechiul centru minier într-un magnet cultural și turistic. Pe de altă parte, filmul surprinde destinele locuitorilor și raportarea acestora la planurile primarului. Acest prim film al Farad, ediția 2015, a atras un public numeros, sala cinematografului Arta fiind ocupată la capacitate maximă de cinefilii arădeni. De asemenea, publicul s-a putut bucura de prezența lui Mihai Kirilov, președintele bordului Farad, și a Monei Nicoară, directorul artistic al festivalului. Vă invit la filmul din închiderea festivalului, e un film clasic pe care poate l-ați văzut, omul cu camera de filmat, așa, am înțeles, al lui... Ziga Vertov, e o capodoperă a școlii sovietice, un filmut pe care îl vom prezenta cu acompaniament la... Sâmbătă, în cadrul festivalului, va fi proiectat documentarul care anul acesta a câștigat premiul Oscar în categoria sa, Citizen 4, despre dezvăluirile lui Edward Snowden, fondatorul Wikileaks, care au schimbat percepția lumii asupra serviciilor secrete. De la ora 19:30 este programat un alt documentar de excepție, Virunga, nominalizat anul acesta la premiile Oscar. Pentru anul viitor, organizatorii își doresc să extindă festivalul pe mai multe zile și în mai multe locații. Încercăm să, de la anul, să ne extindem și ca număr de zile și ca număr de locații în celelalte două cinematografe din oraș care au fost și ele renovate. Arădenii sunt invitați și astăzi, mâine și duminică, de la ora 17 la cinematograful Arta, strada Vasile Alexandrii numărul 2, pentru a urmări trei documentare de excepție, apreciate și premiate la reputate festivaluri internaționale de film.